Primul adversar al BC Mureș din noul sezon competițional nu este nici de cum unul facil. Tigrii se vor duela sub panouri cu jucătorii Steaua CSM Exim Bank București. It will be very tough and very hard game. Steaua is much better than last year. Va fi un meci dificil, mai greu. Steaua este mult mai bună decât anul trecut. De când au intrat în prima divizie, au un lot foarte bun în acest sezon, joacă foarte bine și cu siguranță va fi un meci foarte dificil. Dar sper că vom juca mai bine decât în ultimul meci împotriva CSM Oradea. Avem nevoie să câștigăm pe teren propriu, dacă este posibil să fie un rezultat bun. We need to win in our gym, if it's possible to be good result. Sperăm că mâine să facem un meci bun. Avem potențial, avem o echipă mai tânără anul ăsta, dar și cu jucători experimentați. E o combinație, e un binare pe care încercăm să-l omogenizăm cât mai bine. Dificil va fi meciul și dintr-un alt punct de vedere. Echipele vor fi obligate ca din noul sezon să aibă în permanență un jucător român pe teren, iar Steaua are jucători mult mai experimentați. I think on this situation, the Steaua is a little bit stronger. Cred că în această situație Steaua este puțin mai puternică, deoarece au un lot jucători români care evoluează în echipa națională, precum Miță Paul, Drăgușin, Adrian Tudor. Pe aceleași poziții noi avem jucători tineri, dar sper că se vor descurca, să jucăm în forță și să câștigăm. On the same position we have young players, but I hope we can manage this and we will be. În prima fază a Cupei României mai sunt programate următoarele meciuri: Gazmetan Media, BCMU Pitești, CSMU Oradea, CSU Atlasip Sibiu, UBT Cluj-Napoca, BC Timișoara, Timba Timișoara, CSU Cluj-Napoca, CSU Asesoft Ploiești, SCMU Craiova. Energia Târgu Jiu este calificată în faza a doua a competiției, iar CSU Asesoft Ploiești a disputat deja meciul tur cu SCMU Craiova, meci încheiat cu victoria campionilor în titlu cu 70-64.